Comandantul batalionului separatiștilor proruși din estul Ucrainei, Mikhail Kishchik, a fost ucis, scrie BBC. Mai cunoscut sub poreclamișa Cecenul, Kishchik a murit în timp ce trupele ruse și forțele separatiștilor au început un nou asalt împotriva armatei ucrainene, în estul țării. Prim-ministrul autoproclamatei Republici Populare Lugansk, Sergei Kozlov, scrie pe contul său de socializare, vești triste din prima linie. Un patriot al LNR, locotenent colonelul Mikhail Kishchik a murit. Kozlov adaugă că Kishchik și tovarășii săi au fost înconjurați de ucraineni în apropiere de orașul Kremina și au luptat până la capăt. Suntem în curs de stabilire a numărului celor uciși și răniți, adaugă el. Kremina este unul dintre punctele de pe linia frontului în care forțele ruse încearcă să avanseze pentru a avea acces spre orașele mai mari Lisiciansk și Severodonetsk, aflate sub controlul trupelor ucrainene. Kishchik și batalionul său luptă împotriva forțelor ucrainene din 2014. În primele etape ale conflictului, el și luptătorii săi au fost acuzați că au jefuit zone rezidențiale din regiunea Lugansk. În 2016, ziarul independent rus Novaya Gazeta a publicat o anchetă, numindu-le pe Kishchik unul dintre șefii unei rețele de contrabandă din estul Ucrainei. Editor Liviu Cojan,